Lecția antitrafic de persoane a avut loc la Liceul Teoretic Marcu Tarlev din satul Bașcălia. Polițiștii le-au prezentat elevilor din clasele a 8-a și a 9-a, prin intermediul unui filmuleț, situațiile de victimizare, în care există riscul pentru ca ei să fie implicați și măsurile de prevenire ale acestora. Pentru început, elevii și-au consolidat cunoștințele despre semnificația noțiunii de trafic. Ce asociem în cuvântul trafic? Comerț, foarte corect. La finalul lecției au fost făcute un șir de concluzii. Cum arată persoanele care raconează? Sunt bine îngrijiți. Dezinfectați hainele, sunt îmbrăcate decent, cu automobil, telefon. Se comportă frumos, amabil. Vreau să te încrezi în persoană și a fost o lecție de viață, întrucât acești copii au aflat despre regulile de autoprotecție, care trebuiesc respectate la școală, acasă sau pe stradă. Pentru mine au fost foarte utile aceste informații, pentru că o să am nevoie de ele în viață și o să mă descurc mai bine. Cum poate fi evitat traficul de ființe umane? Traficul de ființe umane poate fi evitat prin ceea că noi trebuie să luăm decizii nu spontane, trebuie să ne adresăm părinților noștri sau rudelor proprietății în care avem încredere și ei ne vor spune și ne vor ajuta doar de bine. Mi-a plăcut foarte mult pentru că au fost informații utile pentru mine, pentru că în Republica Moldova sunt trafic de persoane și cred că pentru mine vor fi foarte utile pe parcursul vieții. A fost foarte utilă lecția aceasta pentru că am aflat multe noutăți, pentru că noi nu trebuie să avem în oricine încredere și trebuie să avem doar în persoanele apropiate încredere. Traficul de copii este un segment al criminalității care reclamă o atenție sporită din partea întregii societăți. Având o capacitate redusă de a anticipa consecințele anumitor acțiuni, copiii cu ușurință pot deveni victime ale infractorilor. În perioada de 17-23 octombrie este considerată săptămâna luptei împotriva traficului de ființe umane. De către angajații secției Securitate Publică, pe această perioadă, în toate instituțiile preuniversitare se desfășoară măsuri de informare a copiilor. Deoarece în această perioadă, vârsta preadolescenței, copiii sunt cei mai mulți tineri, sunt expuși riscului de a fi traficați. Copiilor le-au fost adus la cunoștință noțiunea de trafic, factorii de risc, care sunt persoanele cel mai des întâlnite care pot fi traficate, care sunt modalitățile de a evita aceste situații. Deci o persoană informată este o persoană protejată. În Liceul Teoretic Marcu Tarlev s-au efectuat, s-au desfășurat diferite activități a căror scop a fost de a preveni traficul de persoane. Eu sunt convinsă că elevii au aflat lucruri noi și vor fi mai precauți față de lucrurile ce se petrec în mediul înconjurător. Activitățile desfășurate de polițiști aduc în atenția copiilor măsurile de prevenire ale diverselor situații nedorite, care odată învățate contribuie la protejarea lor în fața criminalității.